Dumnezeul îndurării trece astăzi prin cetate, vede ochii lăcrimați, vede inimi tristate, multe trupuri aplecate, subjugate de dureri, vede oameni rătăciți într-o lume de plăceri. Vine în fiecare casă, se oprește la altare, să asculte rugăciunea ce o lanță mic și mare, plin de milă se apleacă, inimile cercetează și prin blândă adiere suflete înviorează. Trece Dumnezeul slavei pe la casa de închinare, se strecoară printre rânduri, atinge pe fiecare și ascultă cu plăcere cântecele de mărire ce se înalță către ceruri într-un gând și o simțire. În poporul său ales, Domnul își află desfătarea și trimite Duhul Sfânt să întărească adunarea. Mii de glasuri îl programă, mâini curate înălțând, când în șoaptele vestește, iată, voi veni curând.